Bună ziua și bine v-am regăsit! Astăzi vom face țărmăluțe moldovenești în frunze de foi de varză. Pentru această rețetă avem nevoie de 500 de grame de carne măcinată, de porc sau se poate folosi amestec de porc vită. Eu am aici 500 de grame de carne de porc, 4-5 cepe potrivite, tocate, un morcov mai mare sau doi mai potriviți, date pe răzătoarea mică, jumătate de ardei roșu tocat, mărar, 150 ml de suc de roșii, 100 de grame de orez care a fost spălat, sare și piper după gust, iar pentru un gust mai apetisant eu folosesc celan afumat. În loc de celan afumat se poate folosi costița afumată sau cârnați afumat, nelipsitul cimbru și varza murată. Dacă este prea sărată, aceasta se poate pune câteva minute în apă rece. Să trecem la treabă. În cratiță am pus 4-5 linguri de ulei, apoi vom pune ceapa și morcovul. Puțină sare și le vom căli până își schimbă puțin culoarea. Ceapa și morcovul s-au înmuiat. Acum vom adăuga orezul. Ardeiul. Sucul de roșii. Amestecăm. Mai lăsăm pe foc 1-2 minute. Apoi vom lăsa această compoziție la răcorit. Compoziția noastră s-a răcit. Cât timp s-a răcit compoziția, am pregătit frunzele de varză. Am înlăturat cotorul pe care l-am tocat și îl vom pune pe fundul oalei. Acum punem carnea. Mărarul. Amestecăm. Și sare și piper vom pune după gust. Așa arată compoziția noastră. Acum vom pune varza pe care am tocat-o pe fundul oalei. Câteva crenguțe de cimbru. Și vom modela țărmăluțele. Luăm o frunză, punem compoziție, rulăm bine, trâns, iar capetele le vom introduce în interior. Așa arată termăluța noastră, pe care o vom pune în oală. Și vom continua așa până vom termina toată compoziția. Primul rând de termăluță este gata. Acum vom pune ciolanul afumat. Și vom continua. Țărmalele mele sunt gata, deasupra am mai pus încă un rând de ciolan afumat, peste care vom pune varza tocată. Peste varză punem câteva fire
de cimbru. Apoi vom completa cu apă cât să le acopere și le vom fierbe la foc domol pentru aproximativ 3 ore. Sarmalele noastre sunt aproape gata. Acum vom pune un pahar de suc de roșii și vom mai lăsa aproximativ 10 minute. Sper că această rețetă să vă fie de folos, iar dacă vă place să o distribuiți și prietenilor dumneavoastră. Vă doresc poftă bună!